Orice bancnotă poate avea o valoare mult mai mare decât cea înscrisă oficial, de aceea ar fi bine să-ți verifici portofelul și să vezi dacă nu cumva ai astfel de hârtii care îți pot aduce câștiguri financiare. Pe unii bani de hârtie există anumite detalii care fac diferența față de celelalte bancnote, iar uneori suma pe care o poți lua pe unele dintre acestea poate fi chiar de două ori sau și mai bine peste valoarea cunoscută. La ce trebuie să te uiți? În primul rând, la numărul de serie al bancnotei pentru a vedea dacă este unul special. De asemenea, o pată sau altă eroare de tipărire poate crește valoarea acestora. Colecționarii de bancnote caută anumite numere speciale. Pentru un colecționar, o bancnotă care are seria lipsă sau anumite numere speciale trecute este de interes. Aceștia spun că secvențele de numere care la început au multe zerouri sunt foarte căutate. În aceeași situație sunt și cele cu numere care se repetă ritmic. De asemenea, și palindrom numerele care sunt șirurile de numere care pot fi citite la fel de la stânga la dreapta și invers sunt extrem de căutate de către colecționarii de bani de hârtie. Cum mai crește valoarea banilor de hârtie? Se pare că valoarea unei bancnote devine mai mare nu numai dacă are o serie specială și cele cu greșeli de tipărire sunt, chiar dacă nu vă așteptați la asta, valoroase. Se poate întâmpla să aveți o bancnotă ce are simbolul euro șters sau ștampilele sunt distorsionate. Nu o aruncați, tocmai aceasta este valoroasă. Cu cât se vinde pe eBay o bancnotă de 100 de euro cu o greșeală de tipărire? Pe eBay se vinde o bancnotă de 100 de euro pentru suma de 1000 de euro, deoarece are o greșeală de tipărire. Simbolul euro nu este complet vizibil pe o parte, scrie publicația germană Mercur.de. Atenție la banii falși! Trebuie însă să acordați o mare atenție dacă vreți să achiziționați astfel de bancnote. Ele pot fi false, de aceea, înainte de a le cumpăra, ar trebui să le verificați. Relatează click.ro.